Superliga vă este oferită de Superbet. Funcho se descurcă bine, Gemianu. Kate. La titlul are un jucător mai puțin. Este un fotbalist căzut. Vedem pe Papo. Frumoasă pasă lui Papo. Lucasen. Gol! Minunată pasă dată de francezul Papo. Rapid deschide scorul. Papo își arată, își arată rafinament, calitatea de servant. Iată, sunt doar trei pe fund acolo. Papo. Radunovic îl scoate din offside, probabil. A, e corectă. Tare frumos, l-a alimentat cu mingea asta pe, pe Lucas. A văzut perfect plecarea olandezului. Aș zice că nu e greșeala lui Haruț, care ieșise la offside, mai degrabă ezitarea lui Radunovic, care strică linia și Rapidul deschide scorul repede. Arogant. Înainte să nu cine pleacă. Papo! Trinovanu! Ce defensivă are fiată, dar ce precizie în combinație. Onea, la colț, bate bine, Companio, 2-0, 2-0 Rapid! 2-0, se anunță o seară frumoasă. Pănoiu marchează, ajutat de... Nu știu, spuneam, se anunță o seară frumoasă pentru suporterii giuleșteni. E, e deviere rapidistă. Da. Ce nu ia cu dată. Lucasen, gol, 3-0, Rapid, Iacob, golul 2 al lui Iacob. Pantea rămâne pe linia porții. Iar lui... Papo de lângă, de lângă Olaru. Târnovanu, scoate Târnovanu. FCSB începe repriza secundă în atac. Și da, iată a ieșit Daua. A ieșit Daua. Este și dat patru. N-a schimbat decât patru. N-a făcut cinci. Și un gol frumos marcat de Tavi Popescu. Sunt splendid, clasa laterală. Gol reușit de Octavia Popescu. Interesant este că a marcat și la 3-1. Este un exemplu pentru celălalt flanc, care Coman încearcă să facă prea multe. Rani. Așa este, nu fie el Beckham, cum spunea. Roșu. Lovit de două ori. L-a început cumpătul. Pentru așa ceva, dai cartonașul și discuție. Care continuă cu sprintul în terenul advers, încearcă să ia startul Companio. S-a uitat după offside, Polțescu. Se pare că nu a fost ridicat. Onea, ce frumos trece Onea. Olaru se ține cu greu după el, fundașul drept al Rapidului continuă. Onea, acum pentru această ocazie, uriașa lui Fulcio. Thank you.
poate să mai înscrie. Sunt condiții extrem de favorabile. Fanionul rămâne jos. Optim. Fulșo și face 4-1. Asistentul fuge către centrul terenului. Fulșo se salută cu galeria pusă. Crețu că tot spunea că el e în poziție corectă. Poziție corectă, clar. Haruc se ține în teren. Tot spunea Crețu că de câte ori a intrat, a făcut lucruri bune. Iată ce face acum. A trecut Fulșo prin el. Speră la o performanță majoră. Onea. Bună centrare. 5-1. Fulșo. Record egalat după 13 ani de la acel 5-1. Foarte bună centrarea lui Ionă. Excelent. Fază simplă, foarte bine lucrată. O sincronizare perfectă. Onea, Fulșo. Execuție grea. Fii atent. Ștefan, careu, Ștefan aproape de... Frumos ar fi fost pentru un copil, un puște, are 17 ani Stan. Sigur, era marcat de Haruț. Frumoasă pătrunderea lui Ștefan. Cred și depășit. Nu știu dacă în aceeași fază, fii atent. Nu se vede dacă... Superliga vă este oferită de Superbet.